Doamnelor și domnilor deputați și senatori, vă rog să-mi permiteți să-l invit la tribuna Parlamentului pe domnul Sorin Mihai Grindeanu, candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru, pentru a prezenta programul și lista guvernului. Domnule Sorin Grindeanu, aveți cuvântul. Domnule președinte al Senatului, domnule președinte al Camerei Deputaților, prea fericirea voastră, înalt preasfinția voastră, stimați reprezentanți ai Corpului Diplomatic, domnilor președinți ai Curții Constituționale și ai Curții de Conturi, doamnelor și domnilor deputați și senatori, doamnelor și domnilor candidați pentru funcția de ministru, domnule prim-viceguvernator, stimați invitați, vă mulțumesc pentru participarea la această ședință comună pentru dezbaterea programului de guvernare și listei miniștrilor pentru Guvernul României. Aș dori ca în deschidere să le mulțumesc celor care m-au propus în această funcție și care mi-au fost alături în alcătuirea echipei guvernamentale și a programului de guvernare pe care le supun astăzi dezbaterii dumneavoastră. Vreau să precizez de asemenea, de la început, faptul că prima propunere a PSD pentru funcția de prim-ministru, doamna Seville Shaideh, ar fi fost o variantă excelentă pentru conducerea guvernului și e bine că dânsa va fi alături de mine în echipa viitorului executiv pe care o supun la vot astăzi în Parlament. Salut în mod deosebit echilibrul domnului președinte Liviu Dragnea, care în ultimele săptămâni s-a comportat ca un adevărat om de stat, punând interesul național mai presus de interesul său personal sau al partidului pe care îl conduce. S-a evitat astfel o criză politică foarte nocivă pentru țara noastră, iar astăzi România poate avea un guvern care să înceapă imediat punerea în aplicare a programului votat de români la alegerile din 11 decembrie. Chiar în această seară, dacă vom primi votul dumneavoastră de încredere, voi convoca prima ședință de guvern, astfel încât să devenim operaționali în cel mai scurt timp. Ca și în alte ședințe anterioare de investire a guvernului, subiectul principal al dezbaterilor din Parlament este România și modul în care noua echipă de guvernare își propune să conducă țara în următorii 4 ani. S-a vorbit în astfel de momente de felul în care ne dorim să arate România la finalul mandatului pe care guvernul îl primește din partea Parlamentului. S-a vorbit despre România puternică, despre România prosperă sau despre România corectă, despre România fără birocrație sau despre România eficientă. Eu vă propun astăzi însă o altă țintă, care în opinia mea le include pe toate celelalte menționate anterior. Eu vă propun România normală. Vă propun și îmi propun ca la finalul mandatului pe care mi-l încredințați astăzi, dacă veți vota în favoarea guvernului, să avem o țară normală, în care oamenii să trăiască bine și să se bucure de aceleași drepturi și libertăți de care se bucură marea majoritate a cetățenilor europeni. Acesta, cred eu, că ar trebui să fie obiectivul principal al viitoarei guvernări. Îmi doresc o țară normală, în care lucrurile să fie așa cum e normal să fie. Îmi doresc o țară în care anormalul să fie o excepție și nu o regulă, cum pare a fi astăzi în foarte multe domenii de activitate. În opinia mea, primul semn de normalitate e ca politicienii aleși în funcții publice să respecte ceea ce au promis în timpul campaniei electorale și să pună în practică toate măsurile pentru care au primit votul și încrederea cetățenilor. Aceasta este relația normală între cei aleși și cei care au ales. De aceea, în programul de guvernare pe care l-am supus atenției și votului Parlamentului,
Veți regăsi toate măsurile prezentate în timpul campaniei electorale de președintele PSD, domnul Liviu Dragnea. Aceste măsuri au fost votate de români și e normal ca ele să se regăsească în programul de guvernare al partidelor care au obținut majoritatea în noul Parlament. Este normal să existe o răspundere politică a partidelor câștigătoare în alegeri și e la fel de normal ca această răspundere să se reflecte în programul de guvernare susținut de aceste partide. Îmi doresc o Românie normală în care creșterea economică să se regăsească în bunăstarea cetățenilor ei. Scopul tuturor acțiunilor noastre, al celor aflați în serviciu public, este bunăstarea celor care ne-au votat și care plătesc taxe și impozite. Într-o țară normală, bunăstarea cetățeanului trebuie să fie la baza oricărei decizii și la capătul oricărui act de guvernare. Nu venim la guvernare pentru a face statistici frumoase pe hârtie, iar creșterea economică nu are nicio valoare dacă nu se regăsește într-un fel sau altul în buzunarele românilor. Într-o țară normală, guvernul trebuie să urmărească salarii mari pentru cetățenii săi, nu salarii mici, în speranța că astfel vor veni mai mulți investitori străini. Într-o țară normală, scopul guvernării e în primul rând bunăstarea propriilor cetățeni și abia apoi succesul investitorilor străini. Vrem investiții străine în România, însă investiții care să ofere locuri de muncă bine plătite pentru români. Investițiile străine nu sunt un scop în sine, ci un mijloc prin care ne propunem un trai mai bun pentru români. Din acest motiv, în programul nostru am propus o schimbare radicală a viziunii economice în privința atragerii investitorilor străini. Vrem ca investitorii străini să găsească în România o forță de muncă bine calificată, nu o forță de muncă prost plătită. Vrem ca investitorii străini să găsească în România un cadru fiscal predictibil și o fiscalitate redusă pe muncă și nu taxe foarte mari pe salarii foarte mici. Avem în program măsuri bune pentru oamenii de afaceri și propunem un cadru fiscal prietenos și predictibil pentru orice investitor. Ținta noastră e ca în clasamentul statelor europene cu cele mai mici taxe pe muncă, România să urce de pe locul 21 în prezent, pe locul 6 la începutul anului viitor. Putem face acest lucru și sunt convins că această măsură va aduce multe beneficii, deopotrivă pentru angajați și pentru angajatori. În același timp însă, avem în vedere o creștere a salariului minim pe economie la 1450 de lei în acest an și până în 2020 la 1750 de lei. Totodată, avem un pachet serios de măsuri care include reducerea taxelor și impozitelor pe muncă, concomitent cu stimularea afacerilor, astfel încât să avem o creștere a salariului minim pe economie de la 2815 lei la 3950 de lei în 2020. Într-o țară normală, cei care au muncit o viață întreagă și au contribuit la dezvoltarea economică au la bătrânețe o pensie decentă. Prin urmare, dacă ne dorim o Românie normală, trebuie neapărat să creștem punctul de pensie, astfel încât acesta să ajungă în 2021 la 45% din valoarea salariului mediu pe economie, respectiv 1775 de lei, cu o primă creștere la 1000 de lei în anul 2017. De asemenea, putem crește veniturile populației prin scăderea taxelor aferente acestor venituri. Un impozit mai mic pe câștigul obținut înseamnă mai mulți bani care ajung în buzunarul cetățeanului. În acest sens, avem în vedere ca una din primele măsuri importante ale noului guvern să fie scutirea de impozit pentru toate veniturile mai mici de 2000 de lei pe lună, indiferent dacă vorbim de pensii, salarii sau de venituri din activități independente. De asemenea, de la 1 ianuarie 2018, ne propunem ca impozitul pe veniturile mai mari de 2000 de lei să scadă de la 16
la 10% din diferența care depășește această sumă. Îmi doresc de asemenea o Românie normală în care tinerii să nu mai plece la muncă în străinătate pentru a câștiga un venit decent pentru familia lor. Îmi doresc ca tinerii absolvenți să rămână și să muncească aici, în România, să aibă un venit decent, să plătească aici contribuții pentru pensionarii noștri, nu pentru cei străini, să susțină prin munca lor sistemul nostru de sănătate și sistemul nostru de educație, nu pe cele aflate în alte state. Provin dintr-un județ de graniță și am colegi de generație care fie au plecat, fie încă se mai gândesc să plece la muncă în străinătate. Este un fenomen foarte grav, care afectează economia noastră și destramă familiile de români. Stoparea acestui fenomen trebuie să fie o prioritate națională. Vreau ca tinerii să rămână acasă, să poată fi alături și să poată avea grijă de părinții și bunicii lor. România va fi o țară normală când tinerii care ies de pe băncile școlii vor găsi suficiente motive să rămână aici, când își vor găsi un loc de muncă bine plătit în țară și când statul îi va susține să-și întemeieze o familie aici în România. Acesta e motivul pentru care am cuprins în programul nostru de guvernare multe măsuri care au ca țintă stoparea exodului tinerilor din România. Avem un program ambițios pentru susținerea înființării a 10.000 de firme pe an, astfel încât tinerii să poată să înceapă o afacere în România și să ofere locuri de muncă altor tineri care termină o școală. Am inclus de asemenea în viziunea noastră de guvernare programe de ucenicie și de stagii care să permită tinerilor să învețe bine o meserie, care să le asigure apoi un loc de muncă stabil și bine plătit în România. Iar dacă vom dezvolta o forță de muncă bine calificată, am convingerea că investitorii străini, dar și cei români, vor fi interesați să dezvolte afaceri în țara noastră. Avem programe care să asigure tinerilor o tranziție cât mai bună de la școală la piața muncii, cu stimulente acordate firmelor care îi angajează pe tinerii ucenici sau care transformă internship-ul într-un contract de muncă pe perioadă nedeterminată. Tot pentru a stopa plecarea tinerilor din țară, am prevăzut programul Primul Salariu, care să acorde tinerilor absolvenți de studii superioare garanția unui salariu de încadrare de minim 2.500 de lei, iar pentru tinerii rezidenți care au absolvit o facultate de medicină, vrem să le garantăm că primul salariu să pornească de la 1.200 de euro și zero impozit pe venit. Stimați colegi, sunt convins că înțelegeți foarte bine ce înseamnă o Românie normală. Sunt convins că sunteți de acord cu mine că într-o țară normală cetățenii nu stau la cozi interminabile pentru a plăti nenumărate taxe și dări la stat. Nu, așa ceva nu se întâmplă într-o țară normală. Salut decizia Parlamentului de a adopta legea eliminării celor 102 taxe, care în opinia mea reprezintă cel mai amplu demers de reducere a birocrației din România. Iar dacă vrem ca România să devină o țară normală, atunci trebuie să mergem mai departe și să punem sistemul administrativ în slujba cetățeanului. Să forțăm autoritățile de stat să implementeze plata online a taxelor, astfel încât până la 1 ianuarie 2018 toate taxele care nu pot fi plătite online să fie automat desființate. În viziunea mea, o Românie normală înseamnă că cetățenii să aibă acces la servicii de sănătate normale și civilizate, în spitale normale și curate. În programul de guvernare pe care vi l-am supus atenției, am inclus numeroase măsuri pentru realizarea acestui obiectiv. Menționez aici construcția Spitalului Republican Carol Davila, unde românii se poate avea acces la servicii medicale de înaltă calitate. Am prevăzut de asemenea construcția 8 spitale regionale cu o capacitate ridicată de diagnostic și tratament, astfel încât în toate regiunile țării românii să aibă acces la servicii spitalicești de bună calitate.
Avem de asemenea în vedere dotarea spitalelor cu aparatură performantă. Într-o țară normală, cetățenii trebuie să aibă acces la medicamente, indiferent de afecțiune și indiferent de costuri. Nu putem pune plafoane pe dreptul la viață. Programele naționale trebuie bugetate astfel încât să asigure tratamentul adecvat pentru toți pacienții în funcție de nevoile acestora. De asemenea, am prevăzut în programul de guvernare că pentru fiecare afecțiune să existe un medicament compensat 100%, pe lângă celelalte medicamente din lista compensatelor, astfel încât fiecare român, indiferent de nivelul veniturilor, să aibă acces la tratamentul necesar. Într-o țară normală, fiecare cetățean are acces la o ambulanță care să poată interveni în timp util când se impune o intervenție de urgență. Iar în programul de guvernare pe care vi l-am supus atenției, veți găsi măsura dotării cu o ambulanță a fiecărei comune din țara noastră. Îmi doresc și vă propun să construim împreună o Românie normală în care fiecare copil să aibă acces la o educație care respectă normele de bază, de igienă și de dotare. De aceea am introdus în programul de guvernare modernizarea 2000 de școli, începând întâi cu cele care în prezent nu îndeplinesc condițiile minime de autorizare. Într-o țară normală, părinții trebuie să aibă posibilitatea de a-și înscrie copiii la creșă sau la grădiniță, unde să fie în siguranță și să beneficieze de educație din partea unui personal calificat. De aceea am inclus în programul nostru de guvernare construcția 2500 de creșe și grădinițe care să acopere toată cererea din România. Într-o țară normală, dascălii sunt bine plătiți și respectați, pentru că ei pregătesc noile generații, de care depinde viitorul unei națiuni. Iar eu cred că dacă vrem ca România să fie o țară normală, trebuie să oferim salarii mai bune celor care lucrează în sistemul de învățământ. Și salut decizia Parlamentului de a adopta legea prin care salariile din acest sector sunt majorate cu 15%. Iar așa cum am promis, în timpul campaniei mai avem în vedere o majorare a salariilor tuturor bugetarilor cu 20%, deci și pentru dascăli, începând cu 1 iulie. Stimați colegi, în opinia mea, o țară normală înseamnă să poți circula pe drumuri normale. Iar orice stat normal își dezvoltă infrastructura de transport pentru că aceasta este baza dezvoltării economice și rețeta cea mai sigură de reducere a decalajelor de dezvoltare între regiuni. Adevărul este foarte simplu. Prosperitatea economică vine mereu pe calea ferată sau pe căile rutiere care leagă o țară sau o regiune de alte țări sau de alte regiuni. Într-o imagine de ansamblu a dispunerii în teritoriu a polilor de dezvoltare din România, se poate observa cu ușurință că zonele cele mai dezvoltate sunt cele care au cele mai multe conexiuni la infrastructura rutieră, feroviară, navală sau aeriană. România însăși trebuie să aibă cât mai multe conexiuni la rețelele europene și internaționale de transport pentru a avea o dezvoltare normală și susținută în deceniile următoare. Este normal, deci, să ne propunem să realizăm cât mai repede o autostradă care să traverseze România de la vest la est. Este absolut normal să ne propunem să avem câte autostradă care să lege toate regiunile istorice. Și apreciez faptul că și alte partide și-au propus acest obiectiv în programele lor. Avem, deci, o bază comună de la care putem începe un dialog constructiv. România va fi o țară normală atunci când proiectele mari de infrastructură nu vor mai fi blocate de contestații interminabile la licitațiile publice și cred că este absolut necesar să avem o legislație nouă cu privire la atribuirea lucrărilor pentru proiectele de interes strategic. Într-o Românie normală, fermierii români ar trebui să aibă șanse egale în competiția cu cei europeni. Da, stimați colegi, îmi doresc o Românie normală în care fermierii români să aibă șanse egale cu cei europeni.
iar asta înseamnă plata la timp a subvențiilor, astfel încât agricultorii români să nu suporte costuri suplimentare pentru dobânzi la creditele contractate. Într-o țară normală se investește în sistemul de irigații, pentru ca fermierii și producția agricolă să nu mai depindă de capriciile vremii. Agricultura continuă să reprezinte o componentă foarte importantă în produsul intern brut și în creșterea economică a României. Deci dacă vrem să avem o economie sănătoasă, trebuie să avem o agricultură sănătoasă cu un sistem de irigații care să asigure o producție consistentă, indiferent de nivelul de precipitații. Îmi doresc o țară normală în care produsele alimentare consumate de cetățenii români să vină în special din producția internă, pentru că avem, slavă Domnului, un pământ bogat care ne poate oferi hrană sănătoasă pentru toți cetățenii acestei țări. Consider profund anormal ca o țară ca România să importe 50.000 de tone de tomate și să exporte numai 3. Este anormal ca în România importurile de carne de porc să fie de peste 100 de ori mai mari decât exporturile. Importăm 230.000 de tone și exportăm numai 20.000. Nu e normal să fim în această situație și ne-am propus prin programul de guvernare să oferim sprijin fermierilor români pentru aceste două produse, tomatele și carnea de porc, astfel încât să acoperim cea mai mare parte a consumului intern cu produse sănătoase realizate aici, în România. România normală înseamnă investiții în industria de apărare. Orice stat normal investește în propria securitate. Orice stat normal își ia măsurile necesare pentru asigurarea siguranței naționale. Iar noi, ca membrii NATO, trebuie să ne respectăm angajamentele și să facem investițiile în industria de apărare. Am prevăzut în programul nostru alocare de minim 2% din PIB, însă ca orice țară normală, trebuie să direcționăm cea mai mare parte a acestor resurse financiare către industria autohtonă de apărare. România normală înseamnă o justiție dreaptă și independentă. Nu în ultimul rând, o Românie normală înseamnă un stat de drept echilibrat și funcțional. Într-o țară normală, balanța dreptății trebuie să fie mereu în echilibru. Într-o țară normală, domnește legea, iar justiția este cu adevărat independentă. Dacă ne dorim o Românie normală, trebuie să asigurăm independența totală a judecătorilor, care să împartă dreptatea în litera și spiritul legii și după propria conștiință, fără nicio presiune din partea nimănui. Într-o țară normală, cei vinovați sunt pedepsiți, iar cei onești sunt apărați. Lupta împotriva corupției și a celor care fură trebuie să fie foarte fermă, dar la fel de fermi trebuie să fim și în protejarea drepturilor fundamentale ale omului, astfel încât orice cetățean corect să se simtă protejat de lege în fața oricărui posibil abuz. Stimați colegi, am parcurs aici doar câteva din măsurile cele mai importante prevăzute în programul nostru de guvernare. Toate celelalte detalii le-ați putut analiza în documentul integral pe care vi l-am pus la dispoziție. Prin această scurtă prezentare, am dorit să vă convinc că acest program de guvernare nu țintește la ceva ce nu poate fi atins și nu promite nimic ce nu poate fi realizat. Nu e nimic măreț și cu atât mai puțin nu e nimic spectaculos. Nu e nicio gogoașă electorală, nu e nicio exagerare. Tot ceea ce vă propun prin acest program este să facem România o țară normală, în care să trăim normal și să ne bucurăm de un trai decent și civilizat. Normalitatea este esența programului nostru de guvernare și e de datoria noastră a oamenilor politici, a celor aleși de cetățeni, să punem ordine și rânduială în această țară, în toate domeniile de activitate. Iar primul semn de normalitate trebuie să înceapă chiar de aici, din Parlament,
între noi, cei care am fost aleși. Pentru că într-o țară normală, oamenii politici muncesc pentru cei care i-au ales și nu se ceartă între ei. Într-o țară normală, politicienii au un dialog civilizat, chiar dacă îl poartă de pe poziții diferite. De aceea mesajul meu către dumneavoastră, către întreaga clasă politică, este unul de deschidere și de dialog în beneficiu cetățenilor și pentru interesul național al României. Timp de un deceniu, politica în România a fost dominată de vrajbă, de încrâncenare și de nenumărate conflicte între diversele tabere politice. Răfuielile politice din această perioadă au afectat grav funcționarea unor instituții publice fundamentale, iar în final, cei care au suferit cel mai mult au fost tot cetățenii. Vă propun așadar, ca începând chiar de astăzi, la acest început de an și de guvernare, să ieșim din această logică a conflictului, să cultivăm dialogul între instituții și între partide, între putere și opoziție, între stânga și dreapta și între toate celelalte tabere care au divizat România în ultimii ani. Putem reprezenta partide diferite, cu orientări politice diferite și e normal să gândim diferit. Este un semn de sănătate pentru democrația noastră, dar în același timp consider că această diferență de gândire trebuie exprimată într-un mod civilizat, prin respect reciproc. Îmi doresc ca dezbaterea politică să fie purtată cu argumente raționale și nu numele vrajbei personale. Iar atunci când în joc este bunăstarea românilor sau interesul național, trebuie să avem capacitatea de a trece peste aceste diferențe, să găsim o cale de colaborare și să fim uniți ca români, ca popor, ca națiune. Îmi doresc să am o relație normală și civilizată cu președintele României, cu toate instituțiile statului, dar și cu partidele din opoziție. Așadar, stimați colegi din PNL, PMP sau USR, vă spun că sunt un om care prețuiește dialogul, iar cei care mă cunosc mai bine știu foarte bine că nu spun vorbe goale. Am prieteni buni în alte partide politice, alături de care am putut mereu să găsesc o cale constructivă pentru binele celor care ne-au votat. Domnul primar al Timișoarei, Nicolae Robu, este doar unul dintre cei cu care am putut avea un dialog și am colaborat foarte strâns pentru binele comunității timișorene. Chiar dacă am reprezentat partide politice diferite și chiar adversare în alegeri. Așadar, stimați colegi din opoziție, vreau să-mi încep mandatul de prim-ministru cu o invitație la dialog și colaborare. Întotdeauna i-am respectat pe cei aleși în funcții publice, pentru că fiecare dintre dumneavoastră îi reprezentați pe cei care v-au votat. Fără a fi ironic, vreau să vă spun că acest guvern nu va fi guvernul meu, nici guvernul PSD, nici guvernul ALDE, nici guvernul altcuiva. Va fi guvernul României, iar dumneavoastră, cei din opoziție, în calitate de reprezentanți ai celor care v-au ales, veți avea mereu un loc rezervat la masa discuțiilor și colaborării cu acest guvern. Desigur, în măsura în care veți dori și dumneavoastră să cultivați un dialog sincer și constructiv în beneficiu celor pe care îi reprezentați. Iar primul proiect la care vă invit să colaborăm este România Normală, despre care v-am vorbit în prima mea intervenție de la această tribună în fața noului Parlament constituit după alegerile din 11 decembrie. Vă mulțumesc!